Hei, salut! Eu sunt Andreea și astăzi încep un nou vlog pe canalul meu. Arăt așa pentru că adevărul este că eu pur și simplu... Da, am stat în pat toată ziua. Am niște codițe foarte interesante. Problema este că una s-a șters un pic, arată foarte ciudat, zici că am plâns, dar nu, pur și simplu am stat în telefon și m-am uitat la vloguri pe YouTube și pur și simplu m-am uitat la atâtea vloguri și mă gândeam că după ce o să mă uit, o să am o idee de ce vlog eu să filmez, dar nu arăt acum efectiv și nu știu nici măcar ce vlog să filmez, așa că am zis pur și simplu să vă arăt ziua mea, seara mea. Acum este ora 19:59, ok, pot să spunem că este deja ora 8, eu acum vreau să mă duc deja să mă demachez și să-mi pun cărțile pentru ziua de mâine la școală, arată foarte ciudat chestia asta, ignorați, gata așa, așa stau, în fine, și o să mă pregătesc pentru ziua de mâine la școală, mâine este vineri, în sfârșit începe weekendul, sincer eu vreau mai repede să începe weekendul, m-a săturat deja de școală, dar da, săptămâna asta a fost foarte nice, sincer, așa că mâine o să vă iau apropo cu mine la școală, o să vă arăt ce s-a mai schimbat, ce mai este nou și cum decurge o zi de școală și o zi după școală, în fine, haideți acum să ne demachiem. Dar dacă sincer chiar sunt tristă pentru că nu știu ce este iarăși cu TikTok-ul meu, dar efectiv TikTok m-a băgat în bug și acum nu mai apar pe For You și am foarte puține like-uri și asta e foarte trist pentru că eu chiar mă strădui pentru voi și îmi pare foarte rău că voi nu vedeți clipurile mele sau nu le apreciați, așa că hai să vă arăt, măcar aici pe YouTube să vă arăt ce TikTok-uri extraordinar de minunate și extraordinar de... Ok, nu exagerăm, dar oricum hai să vi le arăt. Așa, pentru că cei de pe TikTok nu mă urmăresc, eu vă dau ocazia vouă, celor de pe YouTube, celor care acum se uită la acest vlog, să vă abonați chiar acum. Mă numesc Andreea Liniuță Jos Bostanica. Apropo, există foarte multe fake-uri, dar să știți că cam așa arată pagina mea, deci da. Intrați chiar acum și apreciați măcar ultimul clip. Iată ce am postat eu azi. Hold me back in. Deci da, dansuri, dansuri, deci am învățat dansul ăsta o grămadă și desigur asta, preferatul meu. Și multe alte TikTok-uri interesante, așa că vă aștept aici la mine pe TikTok și desigur pe Instagram, apropo, da, nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram. Iar noi mergem în sfârșit să ne demachiem, apropo, uitați-vă, am elastic exact ca tricoul meu, gen... E exact așa culoare. Exact. Ok. Am momente și momente. Și voi ar trebui după... Iar acum o să folosesc cremele pe care vi le-am arătat deja, doar că mai exact pe aceasta, pentru că vedeți, ea, vedeți, este de noapte. Și da, ăsta nu, așa că o să folosesc doar ăsta. Iar acum mă duc în duș și o să încerc acest body mist, dacă nu mă greșesc, pentru că nu l-am folosit de foarte mult timp și m-am amintit că este cu tematică de toamnă, deci o să-l folosesc acum cât încă este toamnă, deci haideți să mergem în duș. Da, prieteni, eu deja am ieșit din duș, mi-am prins părul într-un coc, vreau să vă spun că nu știu de ce, dar sunt foarte obosită, gen mi se închid ochii și nu știu, e foarte somn, așa că acum o să sting LED-urile și o să mă culc în sfârșit. Ne vedem deja mâine. Eu deja sunt la școală, vreau să vă povestesc acest caz cu pixul meu. Efectiv, aveam un pix adorabil cu unicorn și nu știu ce am făcut, dar l-am rupt. Și acum unicornul arată cam așa și pixul este rupt de tot. Super!
Apropo, am uitat să vă spun că acum este obligatoriu să purtăm măști în oră. În pauză putem să le scoatem, dar este recomandat mereu să purtăm măști, chiar și în ore, așa că da, aici mi-am pus masca. Apropo, iată, acela este stadionul nostru de sport care vă ziceam că se construiește. Deja s-a construit și, apropo, astăzi nu avem o lecție, iar acum mă duc acasă. Eu deja am ajuns acasă și vreau să vă zic că am venit cu telefonul descărcat total, pentru că seara am uitat să mi-l pun la încărcat și, efectiv, dimineața deja avea puține procente, așa că acum o să-l punem la încărcat. Și sper că până la dansuri să se încarce. Pentru că da, apropo, astăzi plec și la dansuri. Hai să vedem dacă telefonul se aprinde. Ok, da, uitați-vă. Asta înseamnă că se încarcă și după ne pregătim să plecăm la dansuri. Eu deja am filmat TikTok-uri și acum o să... Da, apropo, am filmat cu lumina zilei pentru că este foarte... vine afară acum, gen, e lumină foarte bună. Așa că dacă aveți și voi ocazia să filmați cu lumina zilei, neapărat filmați. Eu m-am făcut așa mai pink azi, mai roz. Și apropo, dați-vă și ce coafură mi-am făcut neobișnuită. Apropo, da, astea sunt suporturile. Sunt cutiile pe care eu mereu filmez TikTok. Deci dacă vreți un suport, nu vă trebuie. Pur și simplu, cutie. Da, ce se află în cutie? Vreți să aflați ce se află? Nimic. Cam atât, dar în rest, e foarte drăguță. Iar acum plec la dansuri. Haideți să vă arăt repede. Apropo, am postat și poze pe Instagram și TikTok-uri. Iar acum o să vă arăt ce am postat și o să-mi spuneți dacă vă place. Iar dacă vreți să spuneți dacă vă plac pozele, puteți să comentați. Dar și mai bine, puteți să intrați în linkul din descriere, să intrați pe pagina mea de Instagram și de ce nu să mă urmăriți. Dacă o să vă placă de mine, o să vă placă ce fac eu pe Instagram și pe story. Aștept follow-ul vostru pentru că îmi face mare, mare plăcere să mă urmăriți și cei care mă urmăresc pe YouTube să mă urmească și pe Instagram. Așa că haideți să vă arăt ce am postat azi pe TikTok și Instagram. Iată și postările pe care le-am pus azi. Mi se par destul de drăguțe, așa că vă aștept aici pe pagina mea de Instagram să-mi apreciați poza. Iată cam așa arată contul meu. Apropo, sunt foarte curioasă dacă voi aveți cont de Instagram. Iar dacă da, comentați la acest vlog, dacă da, aveți Instagram și nu, dacă nu aveți Instagram. Să vedem cine are Instagram și cine nu. În schimb, voi puteți să mă urmăriți aici pe mine dacă îl aveți, iar dacă nu, ocazia e foarte bună ca să vă faceți cont de Instagram. Iată pozele pe care le-am pus azi și ca de obicei, gălăgie, mulțumesc frumos, camioane, mașini și tot restul care treceți exact în momentul în care eu filmez. Așa, a doua poză, a treia și ultima, a patra. Apropo, v-am întrebat ce vârstă aveți, așa că dacă vreți să vă dau inimioare la comentarii, intrați acum pe pagina mea de Instagram, mă numesc Andreea Lințojus Bostanică și aveți și linkul din descriere și comentați ce vârstă aveți voi. Apropo, ce părere aveți de această coafură? Ok, un coc din ăsta deja cade jos pentru că părul meu e prea greu, dar da, cam așa arăta la început, acum arată mai ciufulit, însă mie îmi place foarte mult cum mi-a ieșit astăzi părul, deci... Mai plecăm la dansuri. De fapt, trebuie chiar acum să mă grăbesc pentru că întârzi. Iată, cam așa m-am schimbat eu pentru orele de dansuri și acum mergem la dansuri. În sfârșit, apropo, mi-am dat drumul la părul meu făcut cu două cornițe pentru că trebuie să mă duc astăzi la dansuri și părul meu o să arate groaznic, gen dacă îl țin așa, oricum o să cadă acele două cornițe, de asta mi le-am prins în coadă, mereu mi-l prind în coadă la dansuri, asta e cel mai confortabil, iar acum mergem la dansuri, ne vedem în mașină. Deci, prieteni, eu sunt în mașină, avea respect pentru că am alergat să duc gunoi repede și în fața noastră este mașina de gunoi și noi mergem acum la dansuri cu mama, deci mama tocmai, oh, vai, ce soare puternic, mama tocmai mi spunea că este foarte somn și sincer de la timpul ăsta și mie mi-este somn, dar mama în special a zis că mai nu adorme, deci cred, ai, mă curentat, nu știu ce asta. Auci, în fine, da, noi acum mergem la dansuri, după cum am spus, este ora 3:43, iar eu am dansurile la 4, deci, ei.
iarăși o să întârzi la dansuri, dar de data asta din vina ambuteiajelor, uitați-vă, pur și simplu ce ambuteiaje deja se formează aici, dar sper să nu întârzi oricum. V-ați observat, dar mie mi-a crescut destul de mult părul, gen nu mai este atât de scurt, vedeți și voi, gen, nu știu, mie mi se pare că asta este lungimea de păr a mea perfectă, pentru că, ok, un pic mai lung cam așa, și dar... E lung tot e bine. Da, lung tot e bine, dar pe mine mă deranjează că e foarte greu să ai grijă de el, gen să-l spele, că... mult șampon. Apropo, astăzi o să-mi duc și o să-mi iau șampon cu keratină în sfârșit, pentru că... Care ți-a șampon? Șampon cu keratină, pentru că vreau să-mi fac... Pentru că vreau să-mi-l fac un pic să-mi fie așa pufa, să-mi-l îndreat. Deci, da. Deci... Deci, deja am ajuns la dansuri. Vedeți, vedeți, mi-am prins părul într-o coadă, pentru că mereu stau cu părul. Și acum o să începem ora mult așteptată. Deci, noi acum am avut o mică adunare, am vorbit și acum, de fapt, acum abia începem repetițiile pentru dansul, deci, da, abia acum începem să dansăm, logic. Tuturor, arăt acum foarte ciudat pentru că nu de mult m-am trezit și acum vreau să-mi fac patul și apropo astăzi o să mergem la bunica pentru că, da, pur și simplu mergem la bunica și o să vă iau și pe voi cu mine. Mi-e foarte dor de bunii, n-am văzut-o de foarte mult timp, dar mi-mi place să-i zic așa bunii, sună ciudat. Ok, nu contează și acum vreau să-mi fac patul, după să mănânc ceva și am părul foarte drept pentru că aseară mi l-am îndreptat. Arăt foarte ciudat cu părul așa drept, dar nu contează. Așa că acum o să facem patul. Sau o să mă culc la loc.
Știți, până acum spuneam că de fapt iarna este anul timpul meu preferat, însă am realizat toamna aceasta că de fapt toamna este anul timpul meu preferat, pentru că pur și simplu uitați-vă ce copaci, ce natură frumoasă e, așa că toamna, like! Cuverișorul meu, Nikita. Da? Nikita, ți-e doar de bunica? Da, 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 hai. Când ai văzut-o ultima oară? Da, nu mi-e dor. Ce? Eu am văzut-o. Credeam că nu mi-e dor. Nu, pur și simplu, Nikita a fost nu de mult în vizită la ea. Așa că... am ajuns la bunica și să știți că eu n-am fost de mult timp aici. Nu știam că bunica și-a luat pisică. Efectiv, are pisică. Pisica, așa că imediat o să vă arăt. Este așa de adorabil, deja am pus-o pe story. Apropo, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram-ul meu ca să vedeți mai multe chestii despre mine. Iar acum hai să căutăm pisica. Uitați-vă, apropo, ce flori drăguți are aici bunica în grădina ei. Și pisica noastră, care eu vrem să vă arăt foarte tare. Uitați-vă ce drăguț. Uitați-vă ce frumos. Și are ochii albaștri. Acum nu se vede, dar este adorabil. Și uitați-vă cum o mănâncă. Și am ajuns la bunica! Bunica, ce faci? E că pregătesc masa. Azi e sâmbata morților. Nica vă aștepta cu nerăbdare și vă iubește. Și eu deja am ajuns la bunica și acum o să-mi las aici undeva geanta. Apropo, aici este camera bunicii mele și aici are foarte, foarte multe poze cu bunicul meu, care din păcate nu mai este, dar oricum vreau să vă arăt foarte mult pozele și tot ce are aici bunica mea. Deci... Și ignorând faptul că bunica mea, apropo, se uită exact la același serial la care mă uit eu, vă dați seama? Bunica mea se uită la serial la care mă uit și eu. Vă dați seama ce bunica am eu? Extraordinară. Dar da, eu mă uit la Velica Lepnii Vechi și la foarte multe seriale turcești la care s-a uitat și bunica. În fine, aici am o poză cu bunicul meu și la fel și aici. Apropo, aceasta este mama, fratele meu mai mic și bunelul meu care nu mai este. Apropo, uitați-vă fratele meu aici, ce micuț era, Doamne, oh my God, ce mic e. Și mama, da, mama, apropo, uitați-vă, vai, mama nu pot să zic că s-a schimbat foarte tare, dar oricum, și bunelul. Primul lucru pe care îl fac atunci când ajung la bunica este să vin în camera asta, pentru că când eram mai micuță, mereu când veneam la bunica în vizită, dormeam ori aici, ori în camera cealaltă, cel mai des stăteam aici, deci era ca un fel, nu știu, nu ca camera mea, dar nu știu, foarte des stăteam aici în camera asta și este, nu știu, foarte așa, o memorie foarte drăguță. Bunica, dacă vezi asta, scuze că am sărit în pat, dar... Și da, cățelușa asta nu știu de unde o are bunica, însă înainte știu că eu mă jucam cu un fel de leu, acum are acest cățeluș. În fine, oricum este foarte drăguță și aceasta. Efectiv, seamănă cu un bișon maltez, nu știu dacă știți rasa asta de câine bișon maltez. Iată și verișorul meu. Ce? Nu-i bișon? Nu-i bișon. Dar seamănă cu un bișon. Nikita, tu ce faci? Cum la școală? Ce note ai? Cum înveți? Normal. Bine? Normal. Îți place la școală? Da. Serios? Ok. Îmi place, dar nu vreau să mă scul de vreme. Și eu la fel, credeam că doar eu am o problemă cu sculatul dimineața, dar vedeți că și verișorul meu, apropo, acum și trebuie să vină și ceilalți verișori mei, Emma, Matei, cu care am făcut de asemenea și vloguri cel mai deștept. Ce zici? De Paște. Da, apropo, am un vlog aici când eram mai micuță, exact la pervazul acesta, în da, camera asta. Și veneau, și se strâmbau aici, țin minte. O să pun acum o secvență cu mine când eram mai mică și cu verișorii mei de Paști cu 3 ani în urmă, așa că luați de aici un pic de 3 ani în urmă. Eu nu eram, sau eram. Erai și tu, erai. Absolut. Gata. Toți verișorii mei. Ok, nu toți, mai sunt verișori în spate. Ok, în spate mai sunt doar. Și e... Hei, bună, mă! Apoi, cu tine, mă!
Iată cine a venit, verișorii mei. Salut, Matei, ce faci? Vineți să mă ajut. Ai venit să te joci? Ema și Marcus cu tine? Nu. Doar tu ai venit? Serios, de unde sunt ceilalți? În păcălie, de mai păcăluri. Oh, păcălătorule. Ema, salut! Salut, ce faci? Veni la bunica. Ce facem, mă? Nimic, e ca eu singur m-am plătit așa. Seru, tu singură te-ai plătit? Da? Da, da, da. Wow, eu care nici... Și uite, de sub ce e îmbrăcat, e de interesant. Ia, arată-mi ce ești îmbrăcat. Ema, la noi este foarte stilată și plus asta se împletește. God. Este îmbrăcată cu hanoracul de pleșe de ta. De plele piesa mea. De plele piesa mea. Și jur că nu mă vei uita. Intră filmul meu, acolo mintea mea. Uitați-vă, Ema este îmbrăcată în hanoracul de play. Ema, ăsta e hanoracul tău preferat? Da. Iată așa, pe noi ne așteaptă bunică. Uite, bun. Uitați-vă în ce a venit azi îmbrăcată verișoara mea. Am filmat aici și pe story. Am pus în The Play. Woo! Bunica, pa! Pa, bunica! Deci, eu m-am teleportat de la bunica cu Laura, am ieșit afară, tocmai am fost la magazin, uitați-vă ce ne-am luat, cumpărăturile pe care le luăm cel mai des, este suc și jeleuri, pentru că ador jeleuri, jeleuri, și desigur Lipton, dar azi... Da, astăzi nu mi-am luat Lipton, da. Asta este ceva wow, pentru că eu mereu mi-au Lipton, dar astăzi nu mi-am luat, na. Și vreau să vă arăt ce s-a întâmplat. Tocmai ce acum 10 minute în urmă, dacă nu mă greșesc, stăteam la intrare în magazin, stăteam la intrare în magazin și pur și simplu un câine foarte adorabil, mai nu ne-a mușcat, așa că hai să vă arăt. Și să vă uitați în sfârșit. Deci, uitați-vă, totul bine, frumos, uitați-vă pur și simplu, stați că trece o mașină aici și face gălăgie, totul bine, uitați-vă la câine. A început să hamăie la noi. Prieteni, acum cred că nu mă vedeți absolut deloc pentru că am stins lumina de tot, dar vreau să vă spun că am ajuns deja acasă, au trecut câteva ore deja de când sunt acasă și acum deja m-am băgat în pat, aproape am adormit și mi-am dat seama că nu am făcut încheierea vlogului, așa că așa acum de pe somn, cum voi nu mă vedeți cu ecran negru, dar să știți că eu de fapt acum văd camera, văd tot, dar voi nu mă vedeți pe mine. Vreau să vă spun noapte bună, sper că v-a plăcut acest vlog, știu că voi vedeți asta ziua, așa că vă doresc o zi cât mai frumoasă și sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost așa, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Sper că v-a plăcut acest vlog în care v-am arătat mici părți din 3 zile din viața mea, să zic așa, gen am arătat ce s-a mai întâmplat astăzi, ieri, alaltăieri, așa că chiar sper că v-a fost interesant. Nu uitați să dați like, share ca să vadă și prietenii voștri, iar cu voi a fost ca întotdeauna a voastră, Andreea Bostanica, vă pup, cu lumina stinsă pentru prima oară, dar măcar am un final. Pa!